Da, mă, și de asta am pierdut un bilet la un gol, la un gol. Da, bă, dar am înțeles că Enisa e gravidă? Da, mă, ți-am spus, nu știai? A, felicitări, dar parcă voi nu puteți să aveți copii. Da, nu puteam, dar am fost la Biotex.com și ne-au ajutat ei, clinica aia de fertilizare din Ucraina. A, păi și cum e gravidă? E ok? Ea e bine? Da, e super bine. De când e gravidă, la urmă, e calmă. Ți-am zis clar că vreau nectarine și nu piersici. Tu de ce mi-ai adus piersici? Dar nu aveau, iubita, nu găsesc nicăieri nectarine. Ce vrei să-i fac? Nu mă interesează. Mergi și caută. Asta au zis copchilul, clar. Nectarine, nu piersici. Zilul vou de tatu să aducă nectarine, nu piersici. Acum, de când e gravidă, zâmbești mult mai mult? Nu ajung de burtă! Serghei, vine și mă încalță! Și nici nu mai vede lucrurile negative din jurul ei. 2, 3 și... Mă! Da, iubita. Serghei! Da. Am ceva kilograme în plus de ieri? Că nu văd, ia, efectiv. Ia, nu, pe toate le ai. Adică pe toate le-ai avut și ieri. Nu, n-ai pus nimic în plus. Deci toate pe care le-ai avut, chiar... Chiar un minus. Ai slăbit un kil. Da? Da? Wow! Ești mai stabil. Drept să zic, nici pretențioasă nu prea mai e. Vezi că ai ratat un colț acolo, vezi? Vezi că dacă îl ratezi mai târziu, tot îl speli. A, și după aia trebuie să speli și chiuveta, speli și țeava de la chiuvetă, îmi tunzi iarba afară în curte și la boscheț în față să-l legi breton. Breton, ai înțeles? Și ajută mai mult, faci mai mult prin casă. Haide, ce vrei să fac eu? Clătite. Vreau clătite. Vrei să-i clătesc? Nu, vreau și haine spălate și clătite. De mâncare. Și sincer, pot zic că ea aduce tot greu. Hei! Da, bine. Duci sacoșele, dar măcar și pe mine, da? Costicar, că aveam lift, de ce sticar eu? Măcar în lift în brații, bă! Ce-i asta? Pe ce, mă lești singură? Hai! Karma, hai, die, hai, că ai zis că sunt ușoară la cântat, hai! Slăbit super mult! Păi am slăbit-o sușurică, deci ai cum să mă calc, hai! Scobitoare, ală! Nici nu mai simți! Și când doarme, e mult mai împăcat așa cu ea, să vede, bă, ca un înger doarme. Bă, taci! Bă, și nici bani nu mai cheltui pe farduri sau haine. Dar ce-i cumpărat, mă, din toți banii ăștia? Că trebuie să-mi fac rată pentru cumpărăturile astea. Aici am cumpărat eu de banii ăștia? Detergent și scutici. Cum scutici toți banii? Dar ce să cac copilul până la 18 ani? A, păi și nu are poftici odată? Cireșul cu maioneză. Da! Eu la 4 dimineața am poftă de cireș cu maioneză. Te duci și mie? M-ai trimis după ăștia la 4 noaptea și acum spui că vrei cireș cu maioneză. Da, că ăștia nu-s din dăbuleni. Dăbuleni? Da, pentru că mie nu-mi plac ăștia grecești, mie îmi plac aia din dăbuleni. Ai tu burtă de dăbuleni, nu-i bun? Ce-ai zis? Mă duc! Hai, dai drumul odată mai repede! Deloc! Și drept să zic, nici nu știu de ce lumea spune că femeile gravide sunt epuizante. Nu-i deloc adevărat. Iubi! Vreau să-ți trimit o felicitare, mi-e dor de tine! Cât mai stai? Hai odată, hai! Are copilul nevoie, nu? Hai! Dai intru peste tine! De ceva timp mă învăța și pe mine așa parcă să fiu mai calm, să accept altfel situații, să mă mai liniștit. Iubi! Da. Vreau să zic că am zgriat puțin mașina. Unde? Nu, în față, dar nu-i nimic. Ia, cât ai zgriat-o? Puțin, uite! Băi, ce-ai făcut, mă? Te-am spus să nu mai umbli la mașina mea, că te-am spus în clasă mai bună mie! Tăi, sunt însărcinată, da? Nu-i nimic, iubita, doar i s-o spart și ăsta rupt apa la mașină și la și radiatorul și i s-o rupt și baia de ulei sau spart și i s-o... E ok, nu-i problemă. Scalm. Așa. Da, frate, deci e super să stai cu gravidă, e liniștit, e cald. Lumea zice că n-ai timp ca așa, dar crede-mă,
ai mai mult timp decât îți ai nevoie. Vin acum, gata! Ar pleca și-o 2 minute și acum gata, mă sun. Vin acum! Hai că trebuie să plec, mă cheamă să univers. Vrea să-i cumpăr căpșuni cu noroi, nu știu ce poftim mai are acum. Hai, ne auzim, ne vedem peste 6 luni.